120 de persoane din municipiul Pașcane au fost declarate eligibile pentru programul Rabla Local. Lista a fost făcută publică de administrația locală pe site-ul primăriei. Până pe 10 noiembrie, persoanele fizice înscrise în platforma administrației Fondului pentru Mediu pentru participarea la program vor depune la sediul primăriei cererea și documentele justificative pentru validarea participării pentru autovehiculul înscris. Programul este următorul, luni, marți și joi, între orele 13-16 miercuri de la ora 13 până la 18 iar vineri între orele 8 12 documentele necesare sunt următoarele cererea de înscriere, actul de identitate al solicitantului, cartea de identitate a mijlocului de transport, certificatul de înmatriculare. În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca o urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, împuternicire în original sau copie legalizată, actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul, certificat de atestare fiscală emis de Serviciul de Taxe și Impozite Locale Pașcani, certificat de atestare fiscală emis de ANAF, cazier judiciar, extras de cont bancar. În cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la Municipiul Pașcan și acordul scris al coproprietarilor. Proprietarii mașinilor date spre casare primesc 3000 de lei și au obligație de a nu achiziționa un autoturism cu normă de poluare Euro 5 și sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului. Primăria Pașcani s-a înscris în acest program cu finanțare pentru a susține casarea a 300 de mașini, dar conform tabelului sunt mai puțin de jumătate înscrise în program.